Iubiți frați și surori, doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și în mod special să binecuvinteze familia care trece prin aceste momente dificile. Dumnezeu să-i întărească și să-i mângâie. Sunt momente în viață și experiențe care ne provoacă foarte mult, mai ales în ultima vreme. Dar îmi aduc aminte de omul lui Dumnezeu, David, atunci când a trecut prin evenimente grele ale vieții și a îndreptat privirea către casa lui Dumnezeu. Și s-a îndreptat privirea către Dumnezeu. Și noi în această seară suntem în casa lui Dumnezeu și ne îndreptăm privirea către Dumnezeu care poate să ne mângâie, pentru că de la El vine ajutorul și speranța noastră. Așa că dorim ca Dumnezeu să fie în mod special în seara aceasta lăudat și glorificat. Am venit să fim alături de familie, de slujitori, de comunitatea baptistă și de toți frații și surorile din comunitatea noastră și nu numai, pentru că avem un respect față de fratele Vasile Talpoș. Îmi aduc aminte cu drag de fratele Talpoș, că pentru mine a fost o mare încurajare. A fost o încurajare personală atât în lucrarea de slujire, cât și la studiile doctorale. Ori de câte ori trimiteam o lucrare la dânsul și o corectam, mă chema să o corectăm împreună și cu bucurie se ruga ca Dumnezeu să ne ajute să ducem la îndeplinire slujirea și chemarea pe care Dumnezeu ne-a făcut-o la fiecare în parte. De fiecare dată plecam de la dânsul plin de bucurie și încurajat că se poate. M-am gândit că influența fratelui Vasile Talpoș a fost nu numai mare aici în România, cât și peste hotare. Calmul, respectul, dedicarea față de casa lui Dumnezeu sunt un exemplu de slujire pentru noi ca și comunitate. Ori de câte ori aveam nevoie de un sfat, îl dădea ca un părinte și noi îl primeam ca niște copii. Suntem recunoscători lui Dumnezeu că l-am cunoscut și mulțumim în mod special familiei că ni l-a făcut disponibil să putem să slujim împreună pe Dumnezeu. Pentru comunitatea noastră, fratele Vasile Talpoș va rămâne un slujitor credincios care s-a luptat lupta cea bună a credinței. M-am gândit la un verset pe care fratele Talpoș în ultimele luni mi l-a spus. Fapte, capitolul 20:24 și spune astfel. Dar eu nu țin numai decât la viața mea, ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus, ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Fratele Vasile Talpoș a căutat cu bucurie să împlinească slujba pe care a primit-o de la Domnul. Și ne rugăm în seara aceasta ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți care suntem aici. Și noi să ducem și noi și să sfârșim cu bucurie calea și slujba pe care Dumnezeu ne-a credințat-o la fiecare dintre noi. Îmi aduc aminte că spunea odată omului Dumnezeu Amos, pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Călătoria pe acest pământ, dragii mei, frați și surori, se va încheia într-o zi. Dar așa cum spunea fratele Talpoș, pentru noi credincioșii vom începe o călătorie împreună cu Iisus Hristos acolo în Împărăția lui Dumnezeu. De aceea, haideți să ne rugăm în seara aceasta, ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să trăim așa cum dorește Dumnezeu, și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Amin.